Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în capitală sâmbătă 27 aprilie, în ajunul praznicului intrării Domnului în Ierusalim, pelerinajul de flori. Clericii și credincioșii vor pleca în procesiune de la Mănăstirea Radu Vodă, însă traseul va fi unul diferit față de ceilalți ani și va cuprinde două opriri, la Biserica Sfântul Anton Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, și la Crucea Brâncovenească de la baza dealului Patriarhiei. Despre programul pelerinajului aflăm mai multe de la Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Doamne ajută, bine ați venit! Doamne ajută, bine v-am regăsit! Procesiunea de flori de anul acesta va porni tot de la Mănăstirea Radu Vodă, unde la ora 16 Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va săvârși slujba de sfințire a stâlpărilor și a salciei. Acestea vor fi dăruite apoi credincioșilor, iar la ora 16 și 15 minute se va pleca în procesiune. Care este traseul ales pentru pelerinajul de flori și de ce a fost schimbat față de ceilalți ani? Așa cum deja a intrat în tradiția urbei noastre, în tradiția cetății Bucureștilor, iată că vom porni în pelerinaj tot de la Mănăstirea Radu Vodă, sub oblăduirea Sfintei Treimi, la ora 16 și 15, așa cum ați spus. Însă, sigur, anul acesta traseul procesiunii va fi puțin diferit, va fi puțin schimbat față de ceea ce eram obișnuiți în anii trecuți și lucrul acesta, cauza schimbării traseului, sigur, este creșterea numărului de pelerini. Am observat că an de an pelerinii sunt tot mai mulți, tot mai numeroși, astfel încât câteva străzi, Năchiță Văcărescu, Sfânta Ecaterina, fiind foarte înguste, nu permiteau un aflux atât de mare de credincioși. De aceea, pentru a nu scădea din motivele acestea demnitatea acestui pelerinaj, acestei procesiuni, permanența Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hotărât ca, începând cu acest an, să schimbăm acest traseu, mergând doar pe artere principale, artere care permit traficul unui număr foarte mare de pelerini, așa cum observăm că participă la acest pelerinaj de flori. Și iată, vom porni de la Mănăstirea Radu Vod în jurul orei 16 și 15 și apoi pe Bulevardul Mărășești și pe Bulevardul apoi Dimitrie Cantemir vom urca către Piața Unirii, mai întâi sigur pe latura de est și nord, acolo unde va fi și prima oprire la Biserica Sfântul Anton Curtea Veche, unde se vor rosti ecteniile prilejuite de această procesiune și rugăciunea pe care o va citi Preasfințitul Părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De acolo vom continua drumul procesiunii, tot prin Piața Unirii, însă pe latura de vest și vor merge către Colina Bucuriei, oprindu-ne pentru a doua oară, iată, la Crucea Brâncovenească. Crucea Brâncovenească care joacă un rol important în spiritualitatea cetății noastre și acolo împreună cu credincioșii ne vom ruga câteva minute, după care vom urca pe Colina Bucuriei, ajungând undeva în jurul orei 17:45, când, în fața Catedralei Patriarhale, ne va întâmpina Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, unde va sfinți icoana hramului, icoana prilejuită de această procesiune și iconițele care se vor împărți pentru toți pelerinii participanți și, sigur, rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și apoi cuvântul de binecuvântare al Părintelui Patriarh, așa cum ne-am obișnuit, va fi pus în inima tuturor credincioșilor. Ce reprezintă pelerinajul de flori? Pelerinajul de flori reprezintă, în primul rând, răspunsul credinciosului la chemarea lui Dumnezeu. Vedem că pelerinajele în istoria bisericii noastre nu sunt o noutate.
Vorbim de pelerinaje încă din primele secole și avem mărturii din secolele 3-4 de la pelerina Egeria, care a vizitat locurile sfinte și chiar dă mărturie despre acest pelerinaj, pelerinajul din ajunul intrării Domnului în Ierusalim, care se făcea și în acea perioadă. Apoi Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește, iată, de un pelerinaj în orașul Antiohia. Apoi, în țara românească și în Moldova, încă de la întemeierea acestor state, deci din secole 14-15, avem mărturii că pelerinajele și cu prilejul intrării Domnului în Ierusalim se organizau împreună cu domnitorul și mitropolitul locului, se adunau clericii și credincioșii care, cu stâlpări în mână, cu lumânări, cu ramuri de salcie, mergeau într-un drum bine stabilit, simbolizând sigur întâmpinarea Mântuitorului Hristos de locuitorii din Ierusalim. Pelerinajul este deci o călătorie cu Dumnezeu spre Dumnezeu. Cum pot credincioșii să participe la pelerinaj ca pelerini și nu ca turiști? Este o diferență capitală între pelerinaj și călător sau turist. Pelerinul întotdeauna încearcă să interiorizeze ceea ce se petrece în exterior. Pelerinajul este o formă de mărturisire, este o formă de manifestare în exterior a credinței și o manifestare în exterior a evlaviei pe care poporul nostru a avut-o și o are și în legătură cu această sărbătoare, cu intrarea Domnului în Ierusalim. Pe de altă parte, pelerinajul arată condiția omului. Omul este pelerin. Omul în lumea aceasta nu are, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 14, nu are aici cetate stătătoare. Omul este într-o continuă mișcare, într-o procesio, într-o urcare către împărăția lui Dumnezeu. Suntem conduși aici de dorul după casa pe care am pierdut-o și nădăjduim că încetul cu încetul, pelerin fiind, ne adunăm în noi înșine spre a-L găsi acolo pe Hristos, pelerinul cel adevărat. În acest pelerinaj, credincioșii poartă în mâini icoane și poartă ramuri de finic. Ce simbolizează toate acestea? Ramurile de finic, stâlpările pe care le poartă credincioșii la procesiunea de florii, simbolizează în primul rând roadele pocăinței pe care le-am dobândit în acest post. Florile virtuților care au înflorit în acest post, că iată, pelerinajul acesta se petrece la încheierea celor 40 de zile de postire și intrarea într-o săptămână cu totul specială, în săptămâna pătimirilor Domnului. Participarea la procesiune, spuneați că reprezintă o mărturisire de credință, o împreună rugăciune, o comuniune. De aceea trebuie să fie deschisă această rugăciune, această mărturisire de credință, nu în spatele unor ziduri, nu numai în biserică, ci și în societate. De aceea participarea trebuie să fie număr cât mai mare la acest pelerinaj. Cei care nu pot ajunge la acest pelerinaj, trebuie să le reamintim telespectatorilor că pot urmări evenimentul la Trinitas TV în data de 27 aprilie, sâmbătă, în direct la Trinitas TV, începând cu ora 16. Dacă vorbeați de împreună rugăciunea celor care participă la acest pelerinaj în cetate, nu trebuie să uităm că în același timp pelerinajul este și o binecuvântare a cetății. Împreună cu pelerinii este Hristos Domnul, care este împreună pelerin cu noi și binecuvintează cetatea. Nu doar rugăciunea pelerinilor, ci Hristos Domnul este cel care binecuvintează cetatea și vedem că într-adevăr pacea care se așterne în urma pelerinajului în sufletul credincioșilor nu rămâne ascunsă, ci ea este vădită. Părinte, vă mulțumim pentru prezența în jurnalul Trinitas și pentru informații. Cu plăcere!
întotdeauna voi răspunde afirmativ invitației dumneavoastră.